Săptămâna viitoare, Școala Populară de Artă își deschide larg porțile pentru a sărbători ziua instituției. Instituția noastră organizează în perioada 10-14 iunie zilele Școlii Populare de Artă. Vom aduce în fața dumneavoastră expoziții de pictură, artă decorativă, țesături, cusături, spectacole folclorice, spectacole de muzică ușoară, balet și dans modern. Evenimentul se constituie într-o oportunitate de promovare turistică a patrimoniului cultural din județul Gorj, contribuind la creșterea atractivității municipiului Târgu Jiu. Vor avea loc și spectacole susținute de nume sonore ale folclorului gorjenesc. Joi, 13 iunie, ora 18, iubitorii de folclor se vor bucura de recitalurile soliștilor Școlii Populare de Artă. Amintim aici pe Elena Balan, Ștefan Popescu, Carmen Sarcină, Cristina Boian, Liliana Neoagă, Raluca Elena Ghișe, Nicoleta Lătărețu, Alina Sofia Pleșu, Olimpia Bălășoiu, Claudia Dascălu, Diana Istudor, Ciprian Tapotă, Diana Popescu, acompaniați de orchestra ansamblului Maria Lătărețu, dirijor Constantin Argin. Dacă vremea nu va fi prielnică desfășurării manifestărilor, toate acțiunile se vor muta la Sala Sporturilor din Târgu Jiu.